Confruntată cu grave probleme financiare, formația suceveană nu a stabilit încă o dată la care să aibă loc reunirea LUT-ului. Conducerea Rapidului așteaptă bani de la primărie pentru a putea începe pregătirile. Vrem să continuăm în Liga a doua, dar dacă nu vom fi ajutați de primărie, nu avem cum să începem campionatul, a spus directorul sportiv Mihai Pilat. Oficialii din arenă au precizat că pentru a începe pregătirile de vară, echipa are nevoie urgentă de cel puțin 100.000 de lei. Acești bani ar urma să acopere costurile cantonamentului, plata cazării și achitarea restanțelor către jucători, arbitrii și către avocații care au apărat clubul Rapid în litigiile cu FC Botoșan și Sportul Studențesc. Noi am începe și mâine pregătirile, dar fără bani nu putem face nimic. Așteptăm o veste de la primărie. Oricărui jucător pe care l-am chemat la antrenamente, fie trebuie să-i achităm un salariu restant, fie trebuie să-i dăm un salariu în avans, dacă este vorba despre un jucător nou, a mai explicat directorul sportiv al Rapidului.